Doi lei și doi tigri de la Unești vor pleca marți după amiază către continentul negru. Ei vor fi transportați în sanctuarul pentru feline mari Lions Rock din Africa de Sud. Specialiștii Fundației Fir Foten vor ajunge la fosta grădină zoologică încă de la primele ore ale dimineții. Fundația Internațională Fir Foten va lua ultimele patru feline mari care se află acolo, doi tigri și doi lei, și le va duce în Lions Rock, locul în care au fost duși până acum peste 32 de lei și tigri din România. Acolo este o rezervație dedicată felinelor mari, construită de Fundația Fir Foten. Acesta este ultimul transport al fundației după ce în primăvară doi tigri și patru lei au fost duși în Africa de Sud. Sunt foarte bine. Primim periodic informări referitoare la ei. Situația lor era destul de dificilă, mai ales a celor doi micuți. Au avut probleme foarte mari datorită condițiilor în care stăteau și modului în care s-au născut. Situația lor se îmbunătățește. Întreaga operațiune de sedare și încărcare în camion a felinelor va dura în jur de 4 ore. Grădina zoologică din Onești a fost închisă după ce nu a mai respectat normele europene privind spațiul care trebuie alocat fiecărui animal în parte.